Vă spunem și noi bună ziua. Hai să vă arătăm cum aplicăm gledul de finisaj folosind o gretieră mare de la Lutil Perfect. Pentru a da finisaj pe acest perete folosim gretiera de 80 de centimetri. Cât de bine se vede afară, e așa înnorat. Deci față de aplicarea gretului cu o gretieră obișnuită, nu există termen de comparație. Într-adevăr, e puțin mai multă muncă. Și mai e și chestia că peretele trage foarte repede, trebuie să te miști pentru a aplica. Dar rezultatul final este spectaculos. Vor ieși niște pereți plani, iar șlefuirea va fi mult mai ușoară. Nu va fi inexistentă, cum mai spun câte unică scopereții, dar va fi mai ușoară. Puteți aplica și cu trafaletul finisajul, dar trebuie să fiți două persoane. Unul care tinde și unul care nivelează imediat în urma lui. Și trebuie spațiu dacă folosești o astfel de gretieră. Dacă vi se pare prea greu cu gretiera asta mare, puteți da cu una mai mică. Noi pe canalul Ideea Noastră mai avem și un clip în care aplicăm gletul de finisaj cu gletiera clasică. Este și aia o metodă destul de bună. Noi am de zile am intrat pe sistemul acela, dar... Acum a venit momentul să mai schimbăm și noi. Folosim un glet de finisaj din comerț, lasat, pe care l-am preparat cu apă. Bineînțeles, avem și un bec care ne arată zârele. Auzi, nu e zâre deloc. Ia să încerc și fără bec, poate se vede mai bine. Se vede deloc bine fără bec. Am luat și noi ceva, niște proiectare de-astea mai speciale pentru filmat, că știu că e greu. Dar costă destul de mult alea și momentan tot ce facem, facem hobby, nici de cum să facem un venit. Dar cred că ați prins mișcările, nu? Trebuie să dați pe peretele, după ce ați dat peretele, dacă porniți pe următorul perete, nu porniți exact de la de unde s-a terminat finisajul, nu porniți din colț, pentru că o să atingeți colțul și nu mai este drept. O să lăsați un spațiu mai mic, de cum am lăsat eu de exemplu aici, și dați după ce se usucă peretele. Și astfel obțineți colțul bun și la șlefuit o să vă fie mai ușor. Altfel lăsați gaură în colț. Cu toată atenția pe care o să o dați, o să lăsați gaură. Și cam așa și cu aplicarea gletului de finisaj, folosind gletierele speciale profesionale de la Lutil Perfect. Vă mai așteptăm și cu alte clipuri pe canal. Dacă nu sunteți abonați, abonați, vă dați un like, un share sau ce vreți voi. Dacă aveți întrebări, puteți să le lăsați în comentarii. Vă mai răspunde în cel mai scurt timp. Daniel și cu Bebe vă spun o zi plăcută în continuare. La revedere!